Bună ziua! Sunt Costin Scurtu, șeful filialei Constanța Muzeului Militar Național, Regele Ferdinand I, un muzeu despre care poate ați auzit prea puține, dar vă spun că se află în Constanța de 30 de ani de zile și este în partea de sud a orașului Constanța, mai bine spus în kilometru 45. De câțiva ani avem onoarea, cu prea binecuvântarea preasfinției sale, vorbim aici și de cucernicii părinți și în prezența dumneavoastră desfășurăm un proiect între instituțiile noastre, dar cu acordul domniilor voastre, pentru a comemora și a cinsti preoții militari care și-au făcut datoria fie de enoriași pe timpul primului război mondial, 1916-1919, fie alături de bravi militari dobrogeni aflați pe câmpurile de luptă în Dobrogea, în Muntenia, în vara anului 1917 la Mărășești, în Moldova, la granița cu istorica Bucovină, care se afla sub ocupația Imperiului Austro-Ungar, dar aveam să-i găsim pe dobrogeni împreună cu preoții lor militari, chiar în Basarabia, apărând unirea fraților noștri est-moldoveni, timp de 2 ani de zile, între 1918-1920, și o parte dintre militarii noștri dobrogeni aveau să ajungă în Transilvania în 1919 pentru a lupta atât pentru apărarea Marii Uniri de la 1918, de la 1 decembrie, de la Alba Iulia, dar și pentru eliberarea fraților noștri care se aflau încă sub un regim străin. Aceste date istorice sunt astăzi departe, încă vorbim de 100 de ani. În schimb, timpurile pe care noi le trăim ne pun întrebarea ce se întâmpla atunci cu oamenii, cu omul care trăia pe acest pământ. Dobrogea, după revenirea la România la 14 noiembrie 1978, s-a transformat într-o mică Românie, pentru că aici s-au adunat credincioși, s-au adunat oameni de religii diferite, cu credințe diferite, din etnii diferite, fiecare cu aspirațiile sale, fiecare cu nevoile sale și mai ales fiecare cu dragostea sa pentru neamul său. Așa se explică de ce aici, în Dobrogea, se vorbea de unire, de marea unire. Așa se explică de ce dobrogenii erau pregătiți pentru război în 1914. Așa se știe de ce dobrogenii aveau să se acopere de glorie chiar în vestita mare bătălie din 1917 de la Mărășești. Serviciul religios în armată este mai puțin cunoscut de către noi, dar vă asigur că a avut un rol important pentru întărirea moralului militarilor aflați pe front și rolul preotului militar care purta pe brațul drept în semnul crucii, iar sub cruce era numerotată unitatea militară de care aparținea, putea să fie un batalion independent sau un regiment, și treptat, încă nu a fost ușor, nu toată lumea înțelegea la timpul respectiv semnificația serviciului religios în armată, deși toată lumea avea nevoie de el, deci greutăți au fost totdeauna. Ei bine, treptat, locul și rolul preotului militar în cadrul unității militare, pe front, în spatele frontului, alături de brancadieri, de infirmieri, în momentele de durere. Să nu uităm pe cei rămași acasă, care au trăit suferințele și groaza ocupației inamice. Și acești militari care știau că și-au lăsat familiile, pământul, casa, copiii, chiar biserica, sub ocupație străină, ei își făceau datoria pentru fraților.
Cuvintele mele sunt prea sărace ca să poată să aducă în lumină tragedia, dramatismul acelor evenimente. Din cauza aceasta spuneam că acest proiect, început acum câțiva ani de zile, și aici îl amintim, da? Pe protosinghelul Maxim Vlad. Avem din partea Direcției de Cultură a Consiliului Județean pe doamna Mihaela Burlacu, care este și scriitoare. Îl avem alături pe domnul Druche, inimosul Ionuț, directorul Bibliotecii Arhiepiscopiei Tomisului. Și cu modestie în fața dumneavoastră îmi plec frunțile și vă mulțumesc pentru răbdarea și mai ales pentru încrederea pe care ne-o acordați în desfășurarea acestui eveniment. Pentru că a comemora pe preoții militari dobrogeni care au luptat în primul război mondial înseamnă a le aduce recunoștința, dar vă asigur că înseamnă și a ne întări patriotismul. Nu trebuie să ne fie rușine cu istoria noastră. Nu trebuie să ne fie rușine cu neamul nostru. Da, aveți dreptate, cei care spuneți că sunt și greșeli, că sunt și slăbiciuni. Trebuie să le recunoaștem. Așa ne întărim. Și așa este și cuvântul bisericii. Așa este și cuvântul armatei. Acela de a ști că prin slăbiciunile pe care le putem dovedi, devenim mai puternici. Interesant este de știut cum militarii se pregătesc pentru luptă prin acea organizare care se numește instrucție. Se studiază legătura dintre militari. De ce? Pentru că atunci, pe câmpul de luptă, militarul trebuie să-și deplinească misiunea fără să stea cu teama că cei din stânga și din dreapta sa, camarazii săi, nu-și vor face datoria. Se vor apăra unul pe celălalt. Dar ce îi unește? Pentru că sunt oameni cu trăirile lor, cu slăbiciunile lor. Credința. Trebuie să fac o remarcă. Serviciul religios în armată nu înseamnă doar cel în ritul ortodox, de religia creștină ortodoxă, ci se au în vedere toate cultele. Respectul, toleranța statului român a fost dovedită și prin organizarea acestui serviciu în spiritul militar. Am mai putea adăuga ceva. Astăzi, când vorbim la 100 de ani după primul război mondial, am putea înțelege că s-au făcut lucruri foarte bune. Că sacrificiul preoților militari, sacrificiul credincioșilor, sacrificiul militarilor, populației civile, sacrificiul tuturor, este astăzi șansa prin care noi putem să ne mândrim cu ființa noastră națională românească, în care cetățenii români, și de aici cel mai bun exemplu este Dobrogea, sunt la oaltă de diferite religii, de diferite etnii. După cum v-ați dat seama, emoțiile mă copleșesc. Este extraordinar pentru mine să am șansa de a mă adresa domniilor voastre. Eu îmi plec fruntea și vă mulțumesc. Și trăiască neamul românesc!